Sistemul Cardului Național de Sănătate nu funcționează de două zile. Casa Națională de Sănătate a anunțat că acesta nu este disponibil din cauza unor defecțiuni tehnice. Directorul medical al Spitalului Județean Suceava, dr. Doina Ganea Motan, a menționat că a emis doar două rețete pe parcursul a câtorva ore, aceasta fiind o situație cu care nu s-a mai confruntat niciodată. Medicii pot raporta serviciile medicale într-un sistem offline în termen de 3 zile, însă cei mai afectați sunt medicii din ambulatoriile de specialitate din spitale și medicii de familie, care trebuie să elibereze în fiecare zi rețete. Aceasta este considerată cea mai gravă avarie înregistrată până acum de la implementarea cardului. Foarte greu, foarte greu. N-am putut după amiază, eu care fac ambulatorul după amiază, că asta e situația fiind la direcțiune, n-am putut elibera decât două rețete celor care au avut răbdare să aștepte, adică să stea câteva ore până am putut elibera o rețetă. Ceilalți, în funcție de cum au fost din oraș sau din apropiere, vor veni astăzi, dar dimineață, eu la 7 sunt la secție și abia la 8 vin aici, vreau să spun că nu funcționa. Nu știu în momentul de față, n-am mai reușit să mai... E o problemă cunoscută și anunțată prin management central, deci de la nivelul casei naționale. În mod acut de luni, dar ca ieri să nu poți nici cum decât cu prețul a câteva ore genera o rețetă, n-am mai avut până acum chiar așa o situație. Și ca durată de la debut și până în momentul de față și ca impediment de a genera documentele. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, doctorul Mihai Ardeleanu, a declarat miercuri 12 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă, că se fac eforturi ca pacienții să nu aibă de suferit din cauza acestor probleme tehnice. Păi același lucru în ambulatorul de specialitate, la mine, să zic, la nefrologie, pacienții cu transplant, care vin să-și ia rețeta. Sigur că nimeni nu vine, din fericire, chiar când e la ultima pastilă de medicații imunosupresoare. Pacienții cu transplant renal, fiind un număr relativ mic, adică sunt vreo 70, sunt bine cunoscuți la farmaciile lor și primesc medicația, pentru că și farmaciștii trăiesc tot în lumea noastră și știu că nu merge sistemul și au fidelizat clienții și pacientul primește medicamentele ca atare, nu rămâne fără ele, pentru că asta ar fi o tragedie, ar însemna că îi respinge grefa renală, că nu-i mai funcționează transplantul renal, deci înseamnă că s-a dat peste cap complet. Deci pacientul efectiv primește medicamentele, dar le primește prin bunăvoință, ceea ce nu e normal atâta timp cât există lege.